Bomba din spatele raportării cifrelor privind numărul de morți COVID este cu totul alta. Nu sunt peste 20.000, ci chiar sub 300 de decese, conform raportărilor medicilor, întrucât diagnosticele din cauza cărora au murit atâția români au fost altele, ci nu infectarea cu noul SARS-CoV-2. Medicilor le-a trebuit timp ca să prindă curaj și să nu se teamă că vine cineva din Ministerul Sănătății să le spună că nu au respectat legislația lui Tătaru. Așa zisul raport privind decesele COVID ce va fi prezentat în Parlament de Ministrul Sănătății nu poate restabili încrederea cetățenilor în datele privind pandemia. Nu poți avea încredere într-un raport făcut chiar de cei care au măsluit cifrele. De aceea, controlul datelor trebuia făcut în afara guvernului în Parlament. Raportul este doar o tentativă de mușamalizare, un act de acoperire a adevărului, comis chiar de useriști care se pretindeau apărătorii și promotorii transparenței. E posibil să fie false, că doar nu avem niciun control noi, decât putem asculta. Nu avem un control să vedem dacă ei spun adevărul sau nu. COVID-ul efectiv a agravat starea de sănătate a celor care erau deja bolnavi. Deci ei, având o imunitate scăzută, e normal să apare o boală foarte agresivă, că și COVID-ul e o boală agresivă, și e normal să apară decese din pe fondul slăbit de sănătate al unor pacienți. Nu aș crede că cineva minte atât de mult. Mă gândesc că totuși sunt oameni care să nu mintă, să spună adevărul, că e un mare păcat. Este un raport fără nicio valoare din punct de vedere al recăpătării încrederii publice. Nu rezolvă problema neîncrederii pentru că nu poți cere oamenilor să aibă încredere dacă cel care a făcut controlul. Nu rezolvă problema neîncrederii pentru că nu poți cere oamenilor să aibă încredere dacă cel care a făcut controlul este același cu cel care a măsluit datele. Până când nu se va rezolva asta, oamenii nu își vor recăpăta încrederea în acțiunile politice și în deciziile guvernului.